Salut, sunt Ștefan Beldeș și îți vorbesc despre o situație ciudată care se petrece în Liga 1, o situație care are legătură cu incapacitatea unor conducători, dar și a unor antrenori, de a-și da seama care este utilitatea reală a fotbaliștilor pe care vor să-i transfere. În ultimele sezoane, o serie de fotbaliști trecuți zdravă de 30 de ani au avut niște evoluții atât de bune, încât echipe cu pretenții precum Steaua, Dinamo și alte echipe care se gândesc că vor să câștige trofee sau măcar se gândesc că trebuie să le ofere suporterilor evoluții extraordinare, s-au tot uitat la acești fotbaliști. Deși s-au uitat, deși au jinduit după ei, deși au vrut să ia, nu au reușit niciodată să facă lucrurile concrete, adică să le ofere acestora niște salarii care să-i determine să vină în curtea lor. Partea interesantă este că fiecare dintre acești fotbaliști ar fi fost, conform evoluțiilor pe care le-au arătat ulterior la diverse echipe, ar fi fost utili acestor formații cu pretenții. Totuși, faptul că au cerut în general între 8 și 10 mii de euro salariu lunar a însemnat un efort financiar mult prea mare pentru echipele în cauză și totuși un efort financiar acceptabil pentru formații mult mai slab cotate. Mai mult, este interesant că într-unul dintre cazuri, cazului Cernat, lucrurile au avut o desfășurare de-a dreptul spectaculoasă. Cernat a venit acum aproape 3 ani în Liga 1 la Oțelul, chipurile să-i ajute pe aceștia să scape de retrogradare. Absolut nimeni altcineva nu a îndrăznit măcar să-și pună problema să-l ia. Cernat s-a dus la Oțelul, a avut o evoluție extraordinară la finalul sezonului. Parcă și Steaua l-ar fi vrut, parcă și Dinamo l-ar fi vrut, parcă s-a și discutat ceva, dar Cernat a ajuns la Viitor. Deci dintre toți, doar Hagi a fost în stare să-i dea aproximativ 8.000 de euro lunar, vorbesc unii de 10.000 de euro lunar, și să-l aducă pe Cernat să joace pentru Viitor. A avut un nou sezon bun, în ciuda faptului că a trecut și printr-o accidentare care l-a ținut destul de mult departe de teren. A avut 17 meciuri și 8 goluri, deci un gol marcat la o medie de un gol marcat la 2 meciuri, ceea ce este foarte, foarte bine pentru un jucător care, repet, este trecut zdravă de 30 de ani, e apropiat mai mult de limita de 40 de ani decât cea de 30. După acest nou sezon bun, iarăși Dinamo l-ar fi vrut, Steaua parcă l-ar fi vrut și l-a luat voluntar. Voluntar care a plătit 8.000 de euro în ciuda faptului că ai fi spus că Pandele nu se pricepe sau că o echipă precum Voluntar nu poate să aibă pretenții atât de mari încât să aducă un jucător precum Cernat. A mai făcut un sezon bun, iarăși Dinamo îl vrea, iarăși Steaua nu recunoaște că i-ar fi util. Cernat semnează prelungirea cu Voluntar pentru că Voluntar îi oferă acei 8.000 de euro, Dinamo nu îi oferă acei 8.000 de euro. Cazul lui Sâmbătean este alt caz demn de remarcat. A venit în vară liber de contract, cei de la Steaua au avut grijă să spună public faptul că nu le-ar putea fi util. Realitatea le-a arătat că le-ar fi fost util. A semnat cu Pandurii pentru aproximativ 8.000 de euro lunar, sumă pe care nici Steaua, nici Dinamo n-au considerat-o suficient de mică pentru a și-o putea permite. Din unele informații, nici Craiova nu și-a putut permite să plătească acest salariu. Sâmbătean a avut evoluții ok la Pandurii, iar Dinamo și Steaua, și chiar Craiova spun eu, au avut suficiente momente în care și-au dat seama că ar fi putut profita de pe urma evoluțiilor unui jucător precum Sâmbătean. Acum este din nou liber de contract și Dinamo iarăși ezită să dea, să nu dea suma de bani pe care acesta ar dori-o. Ar mai fi cazul lui Eric, venit mai gras decât ar permite bunul simț înapoi în țară. Nimeni nu l-a dorit, l-au luat cei de la Mediaș. Într-adevăr, primele etape din acest sezon au însemnat un Eric despre care se poate spune că se plimba pe teren în loc să alerge, dar a ajuns ușor-ușor din nou la o formă care îi permite ori să plece pentru un contract bun afară, ori să plece pentru un contract bun în țară. Interesant este că nimeni nu se mișcă în direcția lui.
Ar mai fi chiar și cazul lui Teixeira, care a fost la Arabi, s-a întors în țară liber de contract. Cazul lui este unul special în sensul că el nu cere 8.000 de euro lunar precum sunt Mărtean, precum Cernat, precum Eric. El cere undeva spre 15.000 de euro lunar, el cere primă de instalare foarte mare. Pe de altă parte, Teixeira are o capacitate de efort mai bună decât toți cei menționați până acum și a demonstrat an de an că este un jucător cu mult, mult peste nivelul fotbalului care se joacă la noi. Amuzant este că Steaua l-ar vrea acum, dar trebuie să plătească sumă de transfer. Deci atunci când Teixeira a fost disponibil și când trebuia să-i plătești doar prima de instalare și salariu, n-a fost suficient de interesant. Acum, când trebuie să-i plătești prima de instalare, salariu și să plătești și ceva celor de la Astra, parcă ar fi interesant. Dacă aceste echipe, Steaua, Dinamo, Craiova și alte echipe cu pretenții ar fi adus pe posturile respective doar jucători care să fie avut evoluții foarte bune, jucători care să fie impresionat, jucători care să fie avut niște evoluții care să permită vânzarea lor mai departe, aș fi spus da, într-adevăr, n-ai loc de Sâmărtean, n-ai loc de Cernat, n-ai loc de Teixeira, n-ai loc de Eric, n-ai loc de Zicu, n-ai loc de o grămadă de jucători de genul acesta. Realitatea însă arată că al nostru campionat a scăzut destul de mult în ultimii ani și că, în ciuda faptului că acești jucători sunt unii grași, unii în vârstă, evoluțiile lor sunt cu mult peste ceea ce se întâmplă în campionat în mod obișnuit. Mai mult, în locurile lor, la echipele menționate, sunt de obicei tineri mediocri, foarte fit, foarte ok din perspectivă fizică, dar cu evoluții departe de ceea ce arată acești bătrâni, să le spun așa, ai ligii întâi. Prin urmare, curiozitatea mea este, oare cât de greu este să-ți dai seama că într-un campionat în care valoarea scade, fotbaliștii care ajung la anumită vârstă și care au demonstrat în sezoanele trecute că au valoare, cât de greu este să-ți dai seama că aceștia îți pot fi cu adevărat utili. Zi faină!